Ok. Bună ziua, stimați locuitori în municipiul Chișinău. Astăzi vrem să ridicăm subiectul, un subiect important, și anume cheltuirea banilor publici, cheltuirea banilor noștri a locuitorului municipiului Chișinău, despre transparența cheltuirii acestor și în ce scopuri, pentru ce proiecte sau, de fapt, pentru PR politic a domnului primar. De când Ivan Ciban a devenit primar al municipiului Chișinău, a început să cheltuie bani pentru promovarea sa prin diferite proiecte, așa zisele, iar acum, mai recent, deja de a cheltui bani pentru promovarea partidului MAN. De exemplu, în anul 2022, primarul Ion Ceban a folosit fără rușine proiectul Buget Civil pentru a-și face reclamă lui și primăriei din banii oamenilor. Atunci au fost respinse proiecte de amenajare a curților, proiecte de amenajare a terenurilor de joacă, a reparației căilor de acces către instituții de învățământ, către blocuri locative. Și mă refer aici mai multe programe, proiecte de infrastructură, de infrastructură urbană. Dar în schimb au fost selectate proiecte pentru publicitate politică, pentru Ceban și echipa sa. A fost proiecte de achiziții de echipamente de sute de mii de lei și elaborare de tot felul de podcasturi de promovare a subdiviziunilor primăriei, care peste noapte au devenit mesagerii MAN-ului. Toți acei participanți la așa zisele podcasturi de promovare a primăriei au devenit membrii partidului MAN. Din bugetul civil au fost implementate proiecte de PR politic, precum buletin de știri locale la postul de radio Acorel FM, 168.000 de lei, crearea unui podcast Chișinău Live, 240.000 de lei, filmarea unui video promoțional Chișinăul, orașul meu iubit, 292.000 de lei. Ar părea că da, parcă ar putea fi proiecte interesante de promovare a orașului, doar că cei care au văzut acele emisiuni au văzut că de fapt au fost promovate doar persoanele care ulterior au devenit persoane politice, membri de partid. Au fost și multe alte proiecte de reclamă pe parcursul anului 2022 în valoare totală de peste 2 milioane de lei. Și mă refer aici că asta doar din cadrul bugetului civil. O altă găselniță a primarului general este planul de acțiune anticorupție al autorităților publice locale Chișinău pentru anii 2022-2025. Sub noțiuni de precum transparență și anticorupție, Ion Ceban de fapt și-a alocat al doilea an deja bani pentru ziarele electorale ale noului său partid. Avem și exemple de ziare pe care le-ați văzut probabil cu toții în toate instituțiile primăriei, le-ați văzut prin transportul public, prin cutiile poștale. Aici este scris că e despre transparență și despre cheltuielile banilor publici. Iar dacă o să vedeți, conținutul acestui ziar este doar unde a pus un metru de asfalt și cât de bine a făcut toate lucrurile. O să vedem că și stilul ziarului este și în culorile partidului și o să vedem că până la urmă exact acest stil va fi și a partidului pe care și l-a creat Ion Ceban. Mai nou, am văzut cum o pretură se lauda că distribuie prânzuri persoanelor nevoiașe din banii ONG-ului. Însă odată cu prânzurile oamenilor li se dă și câte un ziar despre care am mai menționat. Deci toate acțiunile care sunt făcute de toate instituțiile municipale sunt doar pentru a șlefui, a promova imaginea lui Ion Ceban. Este oare corect ceea ce face Ion Ceban cu banii noștri, cu banii locuitorilor municipiului Chișinău, cu banii publici? Nu. Astfel de acțiuni reprezintă depășirea atribuțiilor de serviciu
și cheltuirea de bani publici în scopuri personale. Ba mai mult chiar poate și folosirea resurselor administrativ în scopuri politice. Dacă ar fi doar 2022, doar că Ivan Ceban folosește aceleași instrumente, ba mai mult, mult mai activ și agresiv, cu sume de 10 de ori deja mai mult decât în 2022 și în 2023. Înțelegeți cu toții de ce? Deoarece 2023 este an electoral. Despre cazuri mai concrete și cu exemple, cu toate cheltuielile care vrea să le facă Ivan Ceban, va vorbi colegul meu, Dumitru Ivanov. Bună ziua! Deci, cum a spus colegul meu, Roman Cojuhari, primarul Ivan Ceban și-a făcut în anul 2023 un buget pur electoral, pentru că vin alegeri locale și primarul Ivan Ceban vrea cu orice preț să câștige aceste alegeri, iar în cazul dat, el e gata să plătească din banii noștri, banii publici, pentru a obține acest deziderat. Și dacă suntem pentru cheltuieli pentru anul care vine, nu trebuie să mergem departe și doar în luna mai acestui an, Ion Ceban va plăti aproape 4 milioane de lei din bugetul Chișinăului pentru organizarea unui eveniment cu iz de lux pentru PR și populism politic. Cheltuieli de organizare a acestui eveniment sunt în valoare de 3 milioane lei, iar pentru serviciile de promovare a evenimentului a alocat 800 de mii de lei. Cu această sumă de bani, din bugetul public municipal, s-ar fi putut repara cel puțin 3 grădinițe sau s-ar fi putut amenaja minim 16 terenuri de joacă pentru copii. Dacă totuși subiectul formului este socio-urban, primăria Chișinău de mult ar fi trebuit să știe despre misiunea sa ca organ de conducere la nivel local și să facă condiții mai bune de trai în oraș, cu acces la instituțiile de învățământ, cu infrastructură pietonală, cu spații de agrement, cu multe alte obiecte și obiective sociale importante pentru orașul Chișinău, fără așa tip de formuri cu prețuri cosmice. Deci, domn primar general, dacă tot vorbim despre amenajarea orașului și partea urbanistică, unde este mult promisul plan urbanistic general pentru municipiul Chișinău? Vă spun eu, el acum nu este și nici nu va fi de grabă atât timp cât primar general al municipiului Chișinău va fi Ion Ceban. Ce face primarul în loc? Evenimente scumpe și contracte de achiziție cu companii, ale căror fondatori sunt oameni cu un trecut cel puțin dubios. Iar când iese la iveală problemele, Ceban caută vinovați. Am văzut cum speria locuitorii municipiului Chișinău că îi va lăsa fără apă din cauza datoriilor de milioane de lei acumulate din anașii și cu metrii săi de la apă canal. Dar să revenim la cheltuielile pentru organizarea forumului din luna mai, despre care am pomenit mai sus. Ne-am uitat în căietele de sarcini acestui eveniment și pentru serviciile de organizare și promovarea forumului și să spunem că parcă ai impresia că se organizează un Eurovision electoral, dar nu un forum la care să fie discutate și identificate soluții pentru problemele din oraș. Iată câteva detalii din căietele de sarcini pentru serviciile incluse în organizarea acestui eveniment. Filmări cu 6 camere video, concomitent panelurilor de discuții, elaborarea grafică pentru transmisiune live, amenajarea podiumurilor pentru speaker, echipamente de sunet și lumini, ecrane LED, chiria spațiilor, branding, parcul laser, suprafețe branduit, zonă foto, press corner, servicii transport tehnic, foto, servicii video, servicii regie, servicii hostess, servicii de design, servicii de truci. Deci această listă poate continua la sfârșit și vedem că spune un foarte mare accent parte de PR acestui eveniment și a propriei persoane, primarul general Ion Ceban. Și deoarece nu uite ajuns 3 milioane de lei pentru filmări, cu 6 camere video, cu LED, cu lumini, sunete ca la concert, furșeturi și pauze de cafea, primăria mai plătește aproape 1 milion de lei pentru servicii de promovare a evenimentului, precum elaborarea planului de promovare și comunicare, servicii de comunicare și PR, elaborarea minim 6 articole, relații cu media, cel puțin 3 emisiuni la posturi TV, crearea conținutului pentru forum, 10 prezentări și design pentru 10 speakeri, promovarea la TV și radio, promovarea pe media socială, promovarea pe media management, promovarea outdoor, crearea unui landing page, elaborarea câte 10 fotografii, câte 10 infografici pentru 6 direcții, elaborarea 8 spoturi videografice. Deci, dacă ne uităm la aceste servicii de promovare solicitate de primărie, ne întrebăm de ce sunt necesare aceste servicii și de ce costul lor este aproape 1 milion de lei. Discursul electoral din partea șefilor de direcție mai nou membri de partidul lui Ceban? Nu. Deci 1 milion de lei pentru ca o companie privată să elaboreze 10 prezentări în PowerPoint, cum a fost cu sondajele de la buget civil, când am achitat bani publici pentru prezentări.
A întrebat ce bani locuitorii din Chișinău dacă ei sunt de acord să plătească aceste milioane de lei pentru PR politic în loc să fie implementate proiecte de amenajare în oraș. Este absolut imoral și irresponsabil să cheltui 4 milioane de lei pentru astfel de matinee, când în Chișinău este criză de locuri în grădiniță, trecerile de peitori nu sunt securizate, iar pe străzile capitale umblă mii de câini vagabonzi din cauza că primăria a agravat situația prin lipsa de acțiuni concrete. Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal atrage atenția organelor competente și solicită investigarea felului în care sunt utilizați banii din bugetul municipiului Chișinău de către primărie Chișinău, în speță de către Ivan Ceban. Abuzul în serviciu nu se termină aici. Recent, locuitorii din Chișinău au primit facturile pentru luna trecută, iar pe Verso primăria a pus din nou publicitate electorală. Partidul lui Ion Ceban abia a ieșit de pe scena politică, dar deja se ocupă de machinații și spălări de bani publici în scopuri de partid. Și aici, Ceban se ascunde sub umbrela așa numitului Program de Transparență și Anticorupție 2022-2025, achitat din banii publici. La fel, am văzut așa zisele expoziții ale primăriei Chișinău prin sectoare, imagini de dimensiuni mari, amplasate pe instalații temporare. Nu este greu de înțeles că aceste expoziții, la fel, costă milioane de lei. Și asta iarăși din banii noștri, din banii locuitorii municipiului Chișinău. Anticipăm un abuz și la selectarea proiectelor din cadrul bugetului civil 2023 și ziare noi finanțate din cele 5 milioane de lei pentru planul local anticorupție alocat pentru anul 2023. Plus la toate astea, în bugetul municipal Chișinău pentru anul 2023, despre care ce bani tot acuză că nu l-am votat, mai sunt incluse și cheltuieli de reclamă politică în valoare de 8 milioane de lei pentru forumuri, 5 milioane de lei pentru programul municipal alături de diaspora și o sumedenie de multe alte programe cu scop de reclamă politică al lui Ceban și partidului său. Da, mai departe să rog pe Roman să continuă să spună acțiunile fracțiunii PAS, care noi urmează să facem în viitor apropiat. Deci, dacă facem un calcul elementar la toate cifrele care sunt publice și care sunt în bugetul municipal, care deja pe o bună parte au fost anunțate licitații, procedurile de achiziție, atunci cifra care se planifică de a fi cheltuită pentru PR politic a domnului primar se ridică la peste 26 de milioane de lei. Și acestea sunt toate, în aceste 26 de milioane de lei sunt planificate evenimente pur de promovare, fie concerte, forumuri, diferite evenimente și acestea sunt bani care doar expres sunt prevăzuți. Ne mai vorbit despre banii care sunt la Direcția Cultură pentru diferite evenimente mici și sau diferite evenimente sociale prin preturi. În acest sens, fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău solicită autosesizarea instituțiilor abilitate referitor la risipa de bani publici și în special în scopuri politice. Pregătire de către Direcția Finanțe a Consiliului Municipal Chișinău a unui proiect de decizie de revizuire a bugetului Municipal Chișinău aprobat rușinos la final de an și redirecționarea liniilor de buget destinate reclamei pentru primar către proiecte de infrastructură sau alte proiecte sociale. Totodată, vom depune sesizări la toate organele competente, fie la Inspecția Financiară, fie la Centrul Național Anticorupție, pentru a fi investigate legalitatea folosirii banilor publici în scopuri de promovare a actorului politic care face mai multă politică decât administrare a orașului și anume a lui Ivan Ceban. Mulțumim și vă dorim o zi bună. Dacă sunt întrebări, vă rog. Mersi mult!